Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să fie un episod mai special. Acum am ales să intru pe CS pentru că așa mi s-a părut, nu am vrut să stric bunătatea de videoclip cu alte jocuri pe baza asta. Așa că ce am zis, bă, hai să intru un pic pe 5M, mai văd ce mai e pe 5M românesc. Așa, de, na, nu m-am apucat încă de seară, să zic. Și nu e nimic criticizat, dar m-a lăsat un pic și cu un gustac în gură, încât sper să nu mai întâlnesc chestii de genul mai permanente, pentru că, na, adică pus foarte multe enumerate, sunt patru videoclipuri pe care o să le pun în acest videoclip și hai să dăm drumul. Ce punem chiar prima parte. Hai, hai că am înțeles. Ce? Hai că am și motorul în zi. Vrei materiale? Nu, mă interesează. Ești șmecher cu mine? Ce? Ești șmecher cu mine? Auzi, bă, și vine unul la tine, ești șmecher cu mine? Dar nu știu la ce se referă atunci la materiale, adică nu am avut nici idee, nu știu cu ce. Ținând cont că n-am mai jucat, repet, 5M de foarte mult timp, m-am gândit pe undeva la materiale de arme, dar mi se pare un pic cam amuzantă faza că el îmi zicea treaba asta în public, adică, lol, mă omoră botul. În fine, o lăsăm așa, deci n-am știut la ce se referă, m-am amuzat, mașina, să nu spun că se ducea în spate, ci am găsit direct un bug, apăsam A și T-ul, deci trebuia să mă uit ca să nu uit, și trebuia să apăsam și D-ul ca să, na, cum, de, apăsam A și D-ul mai pe românește, și mașina se ducea în spate, deci a rămas, vedeți în videoclip. Mă rog, mai am încă 3 episoade. Bă, o să râdeți, de n-aveți nicio treabă, deci nu știu, mi se pare super fun ideea cu 5M-ul. Bine, mai permanește trollul de pe 5M. Bă, ca să vă explic un pic pe scurt înainte, am mers de acolo, de unde a fost, unde se spamează normal. Zic, mă duc și eu până la showroom-ul ăla vechi. N-am uitat pe hartă pe unde ar fi showroom-ul pe server. E total schimbat. Și greșeala mea a fost că m-am băgat în fața la ăla, știi? Greșeala, că dacă se vede un pic cum luai curba cum pe ăsta, vedeai că nici handling-ul la mașină nu era făcut bine. Adică te duceai super, super ciudat. Mai ales să nu spunem de ideea în care nu puteai să ții un rol pe ea, adică mașina, și dacă nu era făcută pentru drift, noi, un exemplu, așa aluneca spatele mașinii, de efectiv nu puteai să faci nimic. Dar vă pun acum videoclipul. Așa că dați-vă voi cu părerea. Ce vrei, bă? Am ieșit locul drumului pe contrasens. Ce contrasens, mă, că aveam verde, tu vin Vorbește fața mai tare când mea. aud. Stai. Vorbește mai tare. Ce mușchi? Vorbește mai tare că mă enervezi. Suci pula, pe ce mușchi? Zi mai tare, nu urci nici. Îmi suci pula. Ce? Pe ce mușchi? Ia să vină un alt episod, așa că aș cam trece la următorul, să spun așa. Bă, ăștia sunt bot și așa trag, ci câte unul de efectiv zici că zici global, ești nebun. Hai că am înțeles. Nu mai că mai râde și voi de mine. Și așa abia de m-am trezit și am început să fac videoclipul. Da, ca să vă explic în episodul următor ce trebuia să facem. Am făcut un ticket la admin,
să spun problema cu acel BMW, că ia, uite ce mi s-a întâmplat. Și atunci am zis că da, poate admin nu știe ce mai bine. Apropo că am așteptat destul de mult timp după un admin. Deci, da, înțeleg 400 de player, dar cam prost să stă cu adminul, să spun așa, și pentru că să aștept foarte mult după unul, ceea ce e super mult de așteptat, adică, da. Să nu spun că o să mai aveți încă mai multe videoclipuri pe fundal puse. Așa că hai că nu vă mai rețin, vă las direct cu acel videoclip. Da, salut, Moz. Vezi că am un bug la mașină, fii atent. S-aude în ce sau cum, auzi? Nu te auzi. Cum nu mă auzi, mă, dacă celălalt mă aud? Așa mă auzi? Așa, zi acum. Bun, vezi că am un bug la mașină, rămâi fără motorină. 2 minute. Trece bossul, trece bossul, date. Uite-te aici, stânga, dreapta, da. Am înțeles. Da, trebuie să te duc la un serviciu, să-ți o repari. Sau să dai un reload. Am bun, ce părere aveți? Cât trebuie să aștept? Adică toate chestiile pe serverul ăsta se rezolvă cu prilogul? Da, am dat un relog. Nu prea s-a rezolvat, în fine. Da, ce... Eu nu m-am cuvinte să spun așa. Așa că mai avem încă un episod care o să vă las un pic... O să râdeți destul de mult la ce s-a întâmplat. Mai pe scurt, după faza cu accidentul, cu băiatul ăla, că spunea că să vorbesc mai tare, am zis că mă duc și eu, liniștit. M-am dus pe jos, bine, să nu spun că pauzeam pușcături, că gen să trăgea după mine. Am, cred că episoade puse pe undeva pe acolo, dar o să mai vedem. Și... Mă duc, ajung la fostul showroom, unde gândeam eu că ar fi fost, știi? Păi și totul bine și frumos, zic... Da, hai să mă duc și eu până acolo, nu? Ghiși ce? Odată unul păstă mine. O stat acolo destul de mult timp, că da... Asta înseamnă troll maxim. Bă, și asta trebuie discutată. Dar o să pun videoclipul acum și vorbim după aia. Beleș, pula. Salut, Moz. Vine băiatul cu scooterul de păstă mine fără niciun roleplay. Salut, mă, mare tichetă roleplay, ce face băiatul ăsta? Da, mă, da, mare tichetă roleplay. Salut, ai jurgat să dai roleplay? Da, am filmare, da. Ok, el a zis gen pe tichetă roleplay, dacă nu așa. Da, mă, da, ai vorbit. Dar oricum, vă luați seama pentru că ești regulament. Hai că... No, bun, ce părere aveți? N-am înțeles niciodată ideea de tichet în roleplay. Deci, o să pun ceva așa la final, la videoclip în care o să vă și arăt o chestie destul de ciudată. Adică am 3000 de ore, da? Nu 8, minus câteva, o să vedeți acolo. Chiar la final atașat și zice omul tichetă roleplay, bro, deci am rămas gen de unde, până unde vine ideea de tichetă roleplay, dude, adică ce roleplay vrei să fac eu cu tine când tu efectiv stai, da, stai toată ziua
Și mamă, coie de hăp, toată lumea mă moare, adică se bag pe picioare. Bă, și omul meu dă cu scuturul peste tine, te omoară random, fără niciun roleplay și efectiv, bă, n-ai ținut un roleplay cu el și... A, să nu spun că mai e și faza asta la admin, că o să primiți cel până a învățat regulamentul. Programul de treaba asta stă în becoaie, adică ce... De ce mă pui tu pe mine să... De ce mă bagi tu pe mine la gel, pentru ce motiv? Pentru... Bă, asta înseamnă citire de regulament sau ce? Cu ce să eu devine că băiatul o dat peste mine? Eu am făcut decât-o ca idee și pă, nu pot să înțeleg serverul de genul. Deci, pentru a scripta și a face un server e super ușor, adică pula mea. Dar să accepti trollul și așa mai departe, pentru că voi, numai ca să umpleți serverul de troller, ai dat greș cu serverul. Nu dau hate la server, dar asta e părerea mea. Oricum, și dacă ar fi să mă mai joc pe server, cred că v-ați prins despre ce server e vorba. Deci, bine, ce nu mai jucat știe, e conștient despre... Bă, bro, dar trag puțe ăștia de n-ai nicio treabă, lol. Ai și o aflată cu serverul, adică părerea mea e că e un server de free room, pentru că dacă nu cunoști, un server care mi-e și greu să spun. Numai e o armă, te-ai împușcat și atâta tot, deci roleplay-ul la tine pe server nu există. Pe lângă că nu există, mai e și faza cu așteptarea asta groaznică din partea adminilor, rezolvarea bugurilor, să spun așa, printr-un reload, încărcarea text, da, încărcarea nu scripturilor, ba, încărcarea scripturilor în, cum să zic eu, în cea mai groaznică schemă făcută vreodată, adică, bro, să fim realiști, la tine pe server se încarcă tot un F8 în consolă, pentru cine nu cunoaște și cine e nou pe Fiverr, se încarcă destul de groaznic, aș putea să spun. Deci nu se încarcă în timp real și nu din cauza calculatorului tău sau care o să vină pe episod sau să zică că mamă că din cauza calculatorului tău, n-are nicio treabă. Normal, orice calculator ai avea, bine, cei sub Pentium 3, i3, pana mea, nu prea e ok. Adică la ala se poate înțelege, frate, asta e un pic mai, mai low, dar mai mult așteptat, să zic așa, dar ideea cu, de dacă nu ai un calculator bun, normal, serverul ăsta trebuie așa fel configurat să nu mai, adică să încarce toate super rapid și trebuie automat făcut treaba asta, făcut de scripter, făcut de toată lumea. Deci am jucat pe un server recent în care efectiv nu avea probleme cu nimic, aș putea să zic. Deci nimic. Și s-au încărcat toate scripturile, tot ce era de încărcat la mapă, adică foarte, foarte rapid. Și da, adică aici depinde și de player. Până la urmă că, na, asta e. Bun, acum o să vă atașez, după o lungă poveste, să spun așa, o să vă atașez o filmare frumoasă, pe final. Uitați aici. Asta nu sunt orele, pentru cine m-a urmărit pe live. Știu foarte bine, așa că v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe și dacă mai vedeți treaba asta și am, desigur, episoade cu așa ceva, o dăm. Dacă nu, asta e. Ba, pa, 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 pa.